Fratele. Felicitări celor care s-au conectat. După ce ați văzut asemenea informații minunate legate de deschiderea oficială pe data de 3 august și în 2, toți IMM-urile, cu drag, ne vedem la București. Mă rog, va fi o cină specială. Haideți să nu uităm, în special acum de 20-21 iulie, să invitați cât mai multe persoane la evenimentul din Cluj, unde invitații voștri vor avea parte de cadouri și tombolă, da? Până la 500 de euro. Prin urmare, cu această mică prezentare care am să vă fac, o să puteți să le o dați celor care credeți voi că ar veni și, în primul și în primul rând, așa cum v-am spus și la început, sinceritatea voastră, experiența voastră, rezultatele voastre primează atunci când îi invitați pe oameni. Vrei să te simți bine, vrei să arăți bine, vrei să trăiești mai mult și să fii mai frumos și mai frumoasă din toate punctele de vedere, haide să testezi. Atât de simplu și atât de, să zic, complicat pentru unii, dar haideți să efectuăm această mică prezentare pentru cei care sunt pentru prima dată și îi felicităm. Așa cum vă spuneam și la început, succesul este simplu. Noi îl complicăm pentru că ne imaginăm nu știu câte lucruri sofisticate, dar nu. Cu cât îl facem mai simplu, așa ca un sărut, așa, kiss scurt, cu atât o să avem mai mare succes. Ce este foarte, foarte important? Este foarte important să știți că Rolf Zorg este cel care a fondat această companie premium internațional acum 31 de ani și este lider mondial în dezvoltarea și distribuția produselor de înaltă calitate pentru sănătate, pentru fitness și frumusețe. Gândiți-vă că echipa României are nevoie de produsele de fitness, adică activatorul să ia toate meciurile și să câștige. De noi depinde dacă îi vom contacta pe toți. Ce reprezentăm noi, de fapt, îmbunătățirea calității vieții la nivel mondial prin experiențe premium, așa cum știți foarte, foarte bine. Care este, practic, adică importanții clienți? Ne vrem să fie peste 68.000 de clienți și să avem, practic, o vânzare pe România de 146 de milioane de dolari. Acesta este visul și știu că o să-l realizăm. De ce? Pentru că compania Premium Internațional este o companie solidă care a primit, vă dați seama, anul trecut locul pe 2023, locul 6 mondial și, bineînțeles, o să posede anul acesta, cred că locul 2 sau 3, pentru că dacă noi o să devenim Nadia Comăneci, o să zboare în clasamente. Ce mai este foarte important de subliniat? Că este o companie solidă care este una dintre cele mai bune din lume, Made in Germania. Sper că acest lucru este extraordinar de important pentru toți. Avem patru sedi centrale, unul în Luxemburg, unde o să mergem acum cu cei care au Power Day, da, în Speyer, practic în Luxemburg, în Speyer avem, în Florida și în Singapore, da? Deci dacă vă întreabă cineva unde sunt sediile centrale, iată, le-ați și văzut. Și un alt aspect este echipa cea mai, să zic așa, importantă în această firmă, este Consiliul Științific. Acest Consiliu Științific este format din peste 600 de doctori, de oameni de știință, de persoane care și-au adus aportul la peste 73 de brevete naționale și internaționale și posedă și un acord de colaborare strategică pentru dezvoltare de noi materii prime exclusive și tehnologii, NTC, da? Cu Institutul de Știință și Tehnologie, LIS Luxemburg și Universitatea de Științe Aplicate din Austria. Dacă asta le
știți, este suficient în mare. Și, bineînțeles, soția lui Rolf Sorg contribuie la o lume mai bună prin donații, prin faptul că noi de câte ori cumpărăm un produs, oferim un cadou copiilor defavorizați. Peste 6.000 de copii sunt sponsorizați la nivel internațional. Ce este foarte important, baza noastră pentru sănătate, fitness și frumusețe, o constituie acest sistem NTC, un sistem de concept de transport al substanțelor nutritive, care aduce substanțele nutritive exact atunci când sunt ele necesare și acolo unde ele sunt necesare, atât la nivel celular din interior, cât și din exterior. Asta ajută, în primul rând, sportivii să posede o performanță extraordinară, studenții, ca mine, da? Și nu numai, oamenii care tot timpul sunt activi. Și ce face acest lucru? Aceste două produse, Power Cocktail Restorate pentru adulți și Power Junior pentru copilași și persoanele însărcinate și persoanele peste 70 de ani. Aceste produse au adus peste 80% din rezultatele globale și, bineînțeles, vor aduce și mai multe rezultate. Iar în această seară avem rezultate, ca de obicei, și știți foarte bine că acest lucru ne face să zâmbim, ne ajută să perseverăm și dacă vedem rezultatele la alții, ce spunem noi? Păi dacă X a reușit, cu siguranță și eu voi reuși. Și haideți să vedem acum, Radu, ești aici? Sau ai ieșit? Hai să vedem. Aici am. Aici, Magda, hai tu prima dată, Magda! Că Bună te-am seara! văzut foarte activă, ai un grup frumos de Facebook și am văzut că tu posezi un cabinet cosmetic. Da, Ia fac și povestește-ne un cosmetică. pic. Fac cosmetică în timpul liber. Am făcut cu mulți ani în urmă. O trebuit când au mai crescut copiii și trebuia să mă ocup mai mult de ei să-l închid. Și acum, din plăcere, o plăcere așa, îmi place mie teribil să mă ocup de să ofer plăcere doamnelor. L-am deschis și lucrez după programul de serviciu. Și Așa că pot să ce rezultate ai tu așa incredibile? vă... legate de mine. Bravo! Aștept! Eu am fost cu Radu în Germania în noiembrie, de atunci luăm Optimal Set în fiecare dimineață și în fiecare seară. Primul impact a fost o digestie bună, o claritate mentală, dimineața mă trezeam odihnită, cu toate că eu dormeam bine noaptea tot timpul, dar după Restorate dimineața eram fresh. Eram gata de acțiune. Așa, am dat jos câteva kilograme, acum am început să folosesc și crema pentru celulită, că nu, după o vârstă, vrând nevrând, mai apare pe aici, pe acolo și dacă tot mergem în septembrie la mare, am zis să mă pun un pic să mă Croația, aranjez. da? Da, așa. Și am, de exemplu, pot să o dau pe fiica mea cea mare, care avea tot timpul în partea de jos a feței coșuri, nu erau acnee, erau, nu știu ce, mă rog, le făcea, certe de când ia Optimal Set și folosește crema de la PM, i-au trecut coșurile și foarte încântată, pentru că nu i trecuseră cu nimic tot ce au luat și, mă rog, copiii cam își cumpără singuri cremele, nu te lasă pe tine să îi îndrumi, dar de data asta ne-a ascultat și e foarte încântată. Așa, mai departe. Petru este sportiv de performanță și folosește Optimal Set Activizer. Eu luat Radu, ce i-a luat Radu? Amino. Amino pentru... A avut concurs acum la Cluj, a luat, e dublu campion național, mai are la Sibiu. Deci toată familia folosește și ne simțim foarte bine, inclusiv bunica și bunicu, adică părinții lui Radu. Hai să facem, îți trimitem o poză cu un sportiv care ia fitul. Da. Vezi cum Păi ia arată. puneți-l acolo, puneți-l acolo în grup ca să-l Îți vadă toată trimitem lumea. ție și tu poți să-l pui Pe ecran. pe ecran.
Da, vă las. Și acum îi predau Ok. lui Radu. Îmi predă tacheta, tratare. Dar ce pot să zic, mă bucur mult că am descoperit, că m-ați descoperit, că de fapt nu eu v-am descoperit. În luna noiembrie, Cristian Baniță mă sună și îmi zice, bă, Radu, ce mai faci? Bine. Și uite, am descoperit niște suplimente deosebite care au absorție de 90 ceva la sută. Și zic, mă, Cristi, tu ești terapeut, da. De ce vii la mine cu povești din astea? Tu știi bine că suplimentele naturale, eu lucrând cu Cristi și în alte companii, se absorb maxim 30% dacă sunt luate cu apă ionizată. Dar în mod normal, 5%. Nu, Radu, crede-mă că am fost în Germania. Când ai fost în Germania? Păi zice, numai ce am venit din Germania, ce am fost pe gratis în Germania. Zic, hai mă, lasă-mă cu gratisul tău. Păi zice, vrei și tu să mergi gratis? Zic, Cristi, zi-mi care e șmecheria, nu mă duc eu gratis în Germania. Dar, Radu, crede-mă, nu, zic, bine. Asta am vorbit pe la 11 dimineața, zic, mă, stau o țâră închis, mă, dacă are dreptate. Știi că, în mod normal, spuneai, bă, așa ceva nu se poate, cum adică o companie îți plătește ție avionul, taxiul de la avion, hotelul, cazare, mâncare, să-i vizitezi tu fabrica. În mod normal, în sistemele de vânzare directă își cere o anumită performanță pe care, dacă o întrunești, atunci primești o excursie de gen. Și vine Magda de la servici și zic, hai că mergem până la Cristi. Cristi, apropo, și-a vândut apartamentul din Ploiești, s-a mutat în județul Alba, undeva la până într-o sută de kilometri de unde locuiesc eu. Hai să mergem să vedem despre ce e vorba. Am mers la Cristi, Cristi avea niște mostre, acolo când le-ați dat să deguste și au luat și niște batoane pentru acasă. Mă, cum e treaba? Bă, așa, nu? Zic, hai că mergem și noi în Germania. Am fost, m-am dus de curiozitate, clar. Am văzut despre ce e vorba, am văzut că este vorba despre o companie puternică pe picioarele ei, pentru că una e să vezi și alta e să ți se arate niște grafice și niște indicatori financiari. Și am zis, hai să încercăm. Și am decis să mă alătur echipei PM. Asta a fost în noiembrie pe 23. În decembrie, din decembrie m-am calificat ca internațional marketing manager și am văzut că funcționează de la sine cu un efort de timp, fără să exagerez, de câteva ore pe săptămână, nu pe zi. Deoarece am și alte activități, am zis, mă, la câte cunoștințe am, este ok să le abordez și să le propun să testeze și să vadă ei pe propria lor piele. Și într-adevăr a funcționat în cele, deci avem decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, în 8 luni. Structura mea a generat peste 100.000 de euro vânzări, adică ceea ce a pornit de la mine. Bineînțeles că proporțional cu această sumă am avut și niște comisioane ca și recompensă, dar trecând peste toate recompensele, că la urma urmei recompensa cea mai mare e faptul că mă simt bine, am energie, am putere de muncă sporită, pot să mă ocup și de una și de alta și printre altele, bineînțeles, și de PM. De ce printre altele? Pentru că am așteptat, la fel ca și ceilalți, cu sufletul la gură, deschiderea filialei în România, pentru că este o mare realizare să ținem cont doar de faptul că nu mai plătim transport, care era undeva la 17-18 euro, dacă vrei să ții un set optimal, plăteai 17-18 euro în plus pe transport, așteptai și 4-5 zile. Acum vom avea în România PM internațional
vom avea gratuit pentru vânzări de peste 50 sau 100 de euro, n-am înțeles încă exact, dar vom avea transport gratuit, rapiditate mult sporită, lucruri care, cum să zic, mă fac entuziast. Referitor la rezultate, vorbind strict doar de rezultatele mele, sunt mai mult decât mulțumitoare. Bineînțeles că aceste rezultate, că mulți spun, dar rezultatele mele nu sunt nemaipomenite. Păi sunt nemaipomenite în momentul în care, când consum niște suplimente de top, încerci să faci un reglaj și la stilul de viață. Nu neapărat 100%, dar trebuie să avem grijă de anumite obiceiuri care ne pricinuiesc, să spun așa, dezechilibre în organism. În momentul în care noi avem grijă un pic și de stilul de viață și avem acces la cele mai bune suplimente, și asta vă pot spune, nu sunt cele mai bune de pe planetă, că n-am de unde să știu, dar sunt cele mai bune dintre cele pe care le-am testat în ultimii 12-13 ani. Și nu vreau să dau numele altor companii, dar pot preciza cu punct și virgulă că nu există coenzima Q10 din ceea ce am consumat eu până acum, atât de evidentă în acțiuni. Nu există omega-3 atât de rapid asimilabil. Nu există minerale și vitamine atât de repede absorbite și prezente în organismul uman. Noi făceam, știam, cuța acolo unde am lucrat acum câțiva ani în altă companie, se făcea acel test cu analiza sângelui în câmp luminos, după Tunetat. ce luam anumite lucruri care și acelea sunt deosebite și nu intră în concurență cu PM. Era vorba de un antioxidant foarte puternic. Și se evidenția în doar câteva minute efectul benefic al acelui antioxidant. Eu în prezentările mele, sau eu în prezentările mele, că pe unii poate îi deranjează că vorbesc prea ardelenește, am făcut următorul experiment. Înainte de prezentare, le-am oferit celor prezenți Restorate cu Activizer, nu înainte de a le face o scanare cu biorezonanță și de a le vedea nivelul de minerale în corp. Vreau să spun că toți cei care au fost testați înainte și după ce au băut acest cocktail de minerale și electroliți, absolut toți au avut plus pe fiecare mineral în parte. Pe fiecare, și asta după 15 minute. Ceea ce înseamnă că vorbim despre produse de top maxim. Rezultate în jurul meu au fost multe, au fost și persoane care au spus: a, mă simt un pic mai bine, dorm un pic mai bine, am un pic mai multă energie, dar mi se par scumpe. Și după câteva zile, întâlnindu-mă cu el tot așa la o terasă, era cu sticla de Coca-Cola în față. Păi zic, da, ție ți se pare scump să aloci sănătății tale și sănătății, nu sănătății, că noi nu alocăm sănătății, hranei noastre. Deci aceste suplimente sunt hrană care are efect de medicament. Și Robert Morse, în cartea lui Să trăim sănătos fără toxine, face o demonstrație clară și fără echivoc a faptului că este mult mai ieftin să ne transformăm hrana în medicament. Această companie ne oferă hrană-medicament. Mulțumesc mult, îi las pe ceilalți să vorbească. Eu sunt încântat de ceea ce am întâlnit și categoric că voi promova mai departe cu multă dragoste și cu multă lejeritate, că știu că nu mint cu absolut nimica. Mulțumim, dragă Radu, și mult, mult succes!
Apropo, toți cei care sunteți programați pentru Power Day, mâine seară, toată lumea ne vedem pe Zoom, dar o să vă anunț asta, da? Ca să vă pot da câteva indicații și câteva, să zic așa, instrucțiuni legate de plecare și așa mai departe. Mult, mult succes și, bineînțeles, toată lumea, confirmare și infirmare la poziții, pentru că, iată, ne așteaptă, un eveniment marcant. Care Da, foarte o mulți. întrebare, te rog. Ai spus de Power Day la Luxemburg acum sau la Speyer? La La Speyer. Speyer. Ok. Adică așa sper. Oricum, tu știi că ei ne duc cu limuzinele, așa că nu știu unde ne duc. Ei ne iau de Da. la aeroport și ne duc. Unde ne duc, nu știu. O să vedem. Surprize! Da. Surprize! Nu știu! Vedem noi unde ne duc. Ok. Vedem. Oricum, mâine seară o să vă țin postați. Mulțumim frumos, Radu! Mergem Mare la drag. un alt lider de top din Bistrița de această dată. Un lider care a avut foarte, foarte multe succese și rezultate. Bine ai venit, Victoria Șeu din Bistrița. Cam de mult nu ai mai vorbit că am fost ocupați să fie și alții, da, aici în față, să nu fim doar noi, însă pentru că această, să zic așa, seară, cred că va fi, așa cred, ultima din această lună, pentru că avem aceste evenimente, voi, ca și lider de top, sunteți cei care aveți foarte multe persoane în echipă și voi sunteți exemplele lor. De asta am zis că să putem să avem acest material înregistrat cu voi și, bineînțeles, ca să le putem oferi și celor care doresc să vi se alăture și, mai mult decât atât, să participe alături de voi la Cluj în 2021 și, de ce nu, și la București, la deschidere, cei care vă doriți și, în special, cei care sunt la București, o să aibă un privilegiu pe care noi nu-l avem, și anume să aveți acolo, da, spațiu pentru business, pentru a face prezentări, pentru a testa produse, deci va fi extraordinar, incredibil, da, cei din București și din împrejurimile Bucureștiului. Victoria Șeu, te ascultăm. Da, bună seara și mulțumesc, Ancuța. Deci, eu despre PM aș putea vorbi zile întregi, pentru că nu m-aș obosi și nici nu m-aș plictisi. Și vă spun și de ce. Astăzi, cu 35 de grade, mă gândeam așa, Doamne, dacă n-aș fi descoperit aceste produse, ce făceam eu pe căldurile astea, la o tensiune oscilantă pe care nu puteam ține în frâu cu niciun medicament și de care m-am săturat eu? Și uite așa, dar faptul că le-am descoperit înseamnă că nu-i nimic întâmplător, trebuia să le descoper. De aceea, cu oricine stau de vorbă și inclusiv medici. Cu medicul meu curant i-am spus și o râs, o zis, no, nu pot să cred, chiar așa. Păi zic, chiar așa, domnule doctor, pentru că niciodată nu m-a întrebat cum stau cu magneziu, nu m-a întrebat cum stau cu enzimele, nu m-a întrebat cum stau cu omega. Și atunci, uită că eu singura am găsit remediu și o să le spun la mulți de azi înainte care suferă de această boală, până la urmă, tensiunea oscilantă. Deci, unul din succesele și din rezultatele mele extraordinare este că mi-am reglat această problemă de sănătate, respectiv tensiunea oscilantă, care pur și simplu îmi dădea bătăi de cap, pentru că o aveam de vreo 25-30 de ani, nici nu mai știu. Altceva ce aș putea să vă zic? Iubesc aceste produse, mă implic cu atâta responsabilitate și cu așa de mult patos, încât câteodată mă uit la mine și zic, Doamne, ce ori cred eu oamenii că am fost duminică la o întâlnire, la o altă întâlnire, dar Dar m-am apropo, dus. oprește-te un pic. Tu acum Da.
Te-ai văzut în oglindă cum arăți? De exemplu, tu, la ora asta, te-ai văzut așa un pic în oglindă? Cum arăți Eu acum? de azi dimineață de la 6 sunt picioare pentru că mi-a făcut Dragilor, nu o. vreau să vă spun câți ani are, că anii sunt un număr, dar zici că are 25 de ani. La ora Ah, asta. nu ne Chiar spune câți ani are, o întreb eu, în ce an o gata liceul? am uitat. Dar vă spun, pentru că sunt anii mei și trebuie să fiu mândră, pentru că eu ca voi am fost, nu știu voi ca mine, dacă o să fiți. Am 60 și oare cât? 64 sau 65, nici nu știu. Cred că 64. No, gândiți-vă, arată ca o păpușă. Gândiți-vă de la PM Internațional. Ei, mulțumesc. Dar da, ai dreptate, de la PM internațional, adică inflamațiile în corp s-au atenuat, nu mai ești buhăit la față, nu mai zic și recomand la toată lumea, luați în perioada asta antioxidanții, vitamina C, vitamina D, vitamina E, că nu mai trebuie, nu vă arde soarele, nu vi se mai întâmplă nimica. Citeam undeva că zice... faptul că, vezi, Doamne, soarele din cauza razelor solare, nu știu ce, sunt așa de mult cancere de piele. Și întreabă cineva, dar în Africa, înseamnă că ar trebui să fie cu cancer de piele tot al doilea om. Și de ce nu se întâmplă? Și pe urmă dau răspunsul. Știți de ce? Din cauza cremelor pe care voi le comercializați și le faceți reclamă să te dai pentru protecție, e mai grav crema decât soarele. Așa că antioxidanții pe care noi îi folosim, vă spun, nu vă arde soarele, nu mi s-o roșii pielea, am stat, nu știu, vreo 2 zile, am fost la plajă și așa și nu venea să cred. Pentru că iau antioxidanții de câteva luni. Ce să mai zic, că nici nu am cuvinte, câteodată sunt așa de încântată și atâta vorbesc de produsele astea, încât zic, nici, și am și spus, nimeni nu o să mă oprească în această viață, atâta timp cât pot să vorbesc despre ele, să nu le spun și la cei de pe stradă, că stau la o masă într-o zi la un suc acolo, eram singură, așteptam pe cineva și cineva îmi cere dacă pot să stai, că era ocupată multă mesă. Și da, și de ce credeți că am intrat în vorbă? E produsele PM. Și ce credeți că face acea doamnă? Folosește produsele PM. Deci, să nu vă fie nici jenă, nici groază să vorbiți cu cineva. Vorbiți despre produsele PM, că nu se știe niciodată că acel necunoscut o să fie ori un client permanent, ori o să vină alături de dumneavoastră să dezvolte această afacere. Pentru că aceste produse nu o să ne facă de rușine niciodată, pentru că ele sunt minunate, pentru că sunt testate, pentru că nu mint. Așa că vă doresc succes și vorbiți despre produse și folosiți-le cu multă încredere. Mulțumim, executiv, vice-prezident, dragilor, cer scuze, am avut onoarea ca să intervievez în această seară două, de fapt trei personalități, că Radu este cu soția lui, dar oricum și soția lui este IMM. Radu este vicepreședinte, Vicky este, Victoria este executiv vicepreședinte. Ce înseamnă acest lucru? Au vânzări frumoase, au echipe frumoase și suntem mândri că îi avem alături de noi și ce este foarte important să le urmăm exemplul. Acum, în încheiere, scumpilor, vreau să vă notați un lucru foarte, foarte important. Vârsta nu este conținută în ADN-ul nostru. După cum știți, părintele epigeneticii, Bruce Lipton, a descoperit asta și avem cercetări în acest sens. Și mai ales și Dumitru Constantin Dulcan a explicat, practic, că în ADN-ul nostru nu exista vârstă. Atunci,
Noi ne creăm limite cu anii în corpul nostru fizic, psihic, emoțional. În îmbătrânirea vine din gândirea negativă și o stare de dominare vibrațională joasă. De asta vă tot dau atât de multe, să zic așa, postere și informații psihologice despre ridicarea vibrației, pentru că, vă spun, ca psiholog licențiat este extrem de important gândirea să fie la înălțime, ca apoi ea să poată să ne ajute să ne vindecăm. Dacă nu avem convingerea limitativă că e normal să îmbătrânim, atunci nu vom îmbătrâni sau cel puțin nu în ritmul în care îmbătrânirea este normală. Da? Atunci, practic, dacă tot timpul știți foarte bine afirmațiile, eu sunt sănătate radiantă, tinerețe veșnică, dacă le spunem aceste afirmații și eu le zic am de vreo 10 ani, se văd rezultatele, dar asta este o muncă cu tine. Ce este foarte important, pielea noastră se reînnoiește la fiecare 3 luni, sângele la fiecare 6 luni. Plămânii se reînnoiesc în fiecare an. Ficatul se recuperează în 18 luni. Creierul își reface complet celulele la fiecare 3 ani. Scheletul se regenerează la 10 ani. Fiecare mușchi și țesut la 15 ani. Iar a noastră dragă personalitate din 7 în 7 ani. Atunci, ce este foarte important? Să folosim aceste produse pe care le-ați auzit, să avem rezultate ca să putem da înapoi procesele de îmbătrânire și oprindu-le, că noi putem opri acest proces sau mai bine zis întârzia acest proces de îmbătrânire, pentru că dacă noi credem cu adevărat, aceste lucruri au fost dovedite și mi-am dat și masterul în această privință, prin aceste cercetări ale neuroștiințelor, unde și Joe Dispenza a documentat și practic a dovedit că noi suntem placebo. Noi suntem acele persoane care oprim sau deschidem tinerețea, vitalitatea, starea de bine și, bineînțeles, succesul nostru. Dacă noi gândim că vom reuși, vom căuta soluții, dacă noi gândim că nu vom reuși din start, avem frâna de mână trasă și gândiți-vă, dacă ai o mașină și ai frâna de mână trasă, unde poți să mergi? Nicăieri. Stai pe loc. Prin urmare, cu asemenea corp minunat, vitalitate, da, de către Dumnezeu, pe care ne l-a dat, și cu aceste produse minunate, cu asemenea lideri, cu asemenea companii, ce să spunem decât la treabă, da, avem acum un privilegiu fenomenal să deschidem această țară minunată prin noi, da? Felicitări tuturor și în special acestor doi lideri pe care i-ați văzut, care m-au ajutat și au fost alături de mine foarte, foarte mult, da? Și mințile s-au crezut în mine. Nu a fost ușor, mi-a fost un picuț mie și așa, mă rog, am trecut prin mai multe faze, așa cum trec oamenii vii, sus, jos, sus, sus, jos, da, ca un EKG, așa că dacă suntem vii, așa mergem, dacă nu mai suntem vii, mergem drept, așa că noi cum suntem vii, mergem sus și jos. Trebuie să admitem acest lucru, să ne bucurăm și să fim recunoscători. Prin urmare, luați legătura cu cei care v-au invitat. O să pun acest material da, pe grupuri ca să-l puteți da. Invitați cât mai multe persoane pentru Cluj să primească cadouri, să fiți acolo lângă ei, să primiți tombole, să vă bucurați, să putem să ne simțim bine împreună, pentru că avem foarte multe surprize și suntem foarte nerăbdători ca să vi le oferim. Mai mult decât atât, pentru cei care sunt din alte localități, am să vă pun mâine câteva pensiuni ca să vă puteți caza, astfel încât să vă simțiți bine și să aveți o ședere plăcută 3 zile în Cluj-Napoca. O seară superbă în continuare, la revedere! Mulțumim!